Credincioșii ortodoxi s-au aflat astăzi în a treia zi a Sfintelor Paști. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Protosinghel Filaret Irofte, care le-a vorbit credincioșilor despre prezența Mântuitorului Hristos în biserică și în lume după învierea sa. Prezența lui în lume este o prezență tainică, este o prezență spirituală, o prezență care nu izbește privirile, o prezență care nu constrânge fizic sau moral, pentru că Hristos Domnul respectă libertatea noastră de a-L primi sau de a-L refuza. Hristos cel înviat nu forțează ușile sufletului nostru, nu anulează libertatea noastră. Drumul Lui se întâlnește cu drumul vieții noastre. Dar în casa sufletului și a trupului nostru nu intră decât dacă este primit în mod liber. El ne spune adesea în multe feluri și în multe împrejurări: iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cine îl primește pe Domnul, primește viața și bucuria veșnică. Primește cerul în inima și în casa sa. Cine nu deschide ușa inimii sale lui Hristos, se încuie pe sine în afară. Precum în ziua învierii sale, Hristos a venit la ucenicii săi, adunați la oaltă, a stat în mijloc și i-a binecuvântat, tot așa El vine și stă în mijlocul credincioșilor adunați în numele Său. În orice loc și în orice timp, potrivit făgăduinței sale, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Biserica Ortodoxă i-a pomenit astăzi pe Sfântul Apostol Iacov al lui Izevedeu și pe Sfântul Ierarh Donat, episcopul Evriei.